Monsieur le Président de la République française, Domnule prim-ministru al României, Messieurs les ministres, Domnilor ministri, Messieurs les ambassadeurs, Doamnelor și domnilor, viitorul începe azi. Le futur est déjà là. Airbus Hélicoptère est très honoré de recevoir une visite d'un tel niveau. Je suis particulièrement heureux d'accueillir au nom d'Airbus Hélicoptère M. Christian Cornille, vice-président exécutif industrie d'Airbus Hélicoptère, et Olivier Michalon, senior vice-président Europe d'Airbus Hélicoptère. Merci. Nous sommes aussi représentés au niveau de Airbus Group par M. Jens Siebrecht, vice-président. Herzlich willkommen, Jens. Je voudrais associer à ces remerciements trois collaborateurs proches, pardon d'avance pour ceux et celles que je ne peux citer. Mihail Necula, que vous avez salué, qui a livré ce beau bâtiment industriel en seulement 9 mois. Bravo. Gabriel Chornei, le directeur des opérations de cette nouvelle usine qui va fabriquer les hélicoptères en sa qualité, et Vanessa Schmidt, qui dirige le projet Airbus Hélicoptère Industrie. Traiești lucrez la Brașov de un an și jumătate, simt că sunt continuatorul cooperării franco-romane în domeniul elicopterei de aproape o jumătate de secol. Et je finirai par ces mots. Je suis personnellement convaincu, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, que nous commençons un autre demi-siècle d'amitié entre la France et la Roumanie, entre Airbus et la Roumanie, au bénéfice de l'Europe. L'Europe se construit aussi à Brașov. Europa se construiește și la Brașov. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les responsables de cette belle entreprise, Mesdames, Messieurs qui allaient construire ici non seulement une usine, mais des hélicoptères qui vont faire la fierté de la France et de la Roumanie. Je ne sais pas si c'est traduit, parce que je ne parle pas le roumain parfaitement. Donc, non, ils ont des écouteurs. Ils ont des écouteurs. Il y avait une tradition depuis longtemps établie ici à Brașov pour l'aéronautique entre la France et la Roumanie. Mais là, il s'agit d'un projet d'une toute autre ampleur. Il ne s'agit plus de réparer, il s'agit de fabriquer. Et des hélicoptères qui seront en pointe de la technologie. C'est un projet franco-roumain, c'est un projet européen, et je salue ici nos amis allemands qui sont partie prenante de l'ambition que nous avons ici, fournir des hélicoptères, notamment pour des usages civils, mais aussi pour des usages militaires. Nous avons, avec ce Super Puma H215, la preuve que nous pouvons construire une coopération qui est bénéfique à l'ensemble des deux pays. Les emplois qui sont créés ici ne se font pas au détriment des emplois en Allemagne, en France ou dans d'autres pays européens. Les emplois qui seront créés ici aboutiront à ce que d'autres emplois soient créés en France. Et en plus, nous sommes dans une relation où les personnels vont être formés en France et ici pour avoir le niveau de qualification qui permettra que la fabrication puisse être la plus réussie possible. C'est donc un projet de dimension européenne parce qu'il a vocation aussi à asseoir l'industrie européenne de la défense. Et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est ce que j'aurai à proposer dans quelques jours lors du sommet des 27 à Bratislava. Parce que nous devons avoir une coopération en matière de matériel de défense qui puisse donner à l'Europe
les conditions de pouvoir porter une politique européenne de défense. C'est bien sûr un projet considérable, plus de 50 millions d'euros d'investissement. L'État roumain y a pris sa part et ce projet a un très gros potentiel en termes de vente puisque nous allons maintenant faire en sorte de commercialiser cet hélicoptère. C'est sûr que si la Roumanie commençait par acheter l'hélicoptère, nous en serions très heureux et très fiers. Et en même temps, c'est une tradition aéronautique, à ce moment-là, l'hélicoptère porterait un nom roumain, puisque c'est ainsi que nous concevons le projet. Nous avons aussi voulu que beaucoup d'entreprises françaises se retrouvent dans la filière aéronautique que nous sommes en train de bâtir au niveau européen. Et je suis sûr que l'usine de Brașov va exécuter parfaitement les contrats futurs qui lui seront fournis. Enfin, je veux dire que la coopération entre la France et la Roumanie, elle est bien sûr fondée sur la culture, sur la langue, sur une communauté de destin qui unit nos deux peuples. Mais nous le voyons devant un projet qui démontre qu'entre la France et la Roumanie, c'est sur l'avenir, sur l'excellence, sur la technologie que nous entendons construire notre relation et notre partenariat. Alors vive ici le Super Puma H215, vive Airbus, vive la France et vive la Roumanie. Domnule președinte, îmi face o deosebită plăcere să fim astăzi împreună aici, pentru că, așa cum spunea domnul director, viitorul începe astăzi. Aș spune că, din acest punct de vedere, pentru industria aeronautică, viitorul se construiește pe experiența trecutului, pe experiența pe care o avem pe această platformă industrială la Ghimbav, deja de câteva decenii. Și mă bucur să asist astăzi la inaugurarea unui nou proiect industrial franco-român, cu investiție franceză, cu competență și experiență românească. După succesul pe care l-am înregistrat cu privatizarea Dacia Renault, un produs competitiv care și-a demonstrat fiabilitatea deja economică și comercială, nu numai pe piața românească, dar și pe piața internațională, astăzi lansăm un nou proiect franco-român, construit la fel ca și în cazul Dacia Renault, pe experiența trecutului, dar, așa cum spuneați, construit pe o nouă dimensiune, pentru că de data aceasta se vor construi elicoptere practic de la zero aici, sigur, cu o parte din piese aduse din Franța, o parte din componente, înțeleg, vor veni din România, pentru că intenția noastră este să încurajăm dezvoltarea unei platforme, a unui hub în industria aeronautică, pornind de aici, de la Brașov și, sigur, cu participarea altor companii și altor întreprinderi care produc în România. Deci să avem un produs în care să îmbinăm competența și experiența franceză, franco-germană, pentru că tot cu Airbus, sigur, cu altă componentă a Airbus, Airbus Industrie, ne aducem și noi aportul la construirea de avioane. De data aceasta vom avea, așa cum spunea domnul președinte, un produs care va fi realizat aici până la capăt. Compania care îl produce va avea nu doar componenta de fabricație, dar și, din câte am înțeles, un birou de studii aici, un departament de vânzări, dar și componenta foarte importantă pentru viitorul acestei întreprinderi, componenta de formare profesională. Și mă bucur să văd că acest concept de relansare a formării profesionale în România, formare duală care presupune un parteneriat între unități de învățământ de stat cu companii private, își arată fructele. Cadrul legislativ pe care l-am pregătit și care va fi foarte curând adoptat, va fi folosit deja de această școală care va forma primii specialiști
în producția de elicoptere aici în România. Este o investiție importantă pentru Brașov și pentru această regiune, de peste 50 de milioane de euro, care creează 350 de locuri de muncă noi, care se adaugă, înțeleg, la cele 160 de locuri de muncă deja existente pentru partea de reparații elicoptere. Deci o investiție benefică atât investitorului, dar și României, și care, dincolo de investiția ca atare, pune România pe harta producătorilor de elicoptere din lume cu un produs nou pe care sperăm și noi să-l vedem în activitate, să-l vedem în zbor cât mai repede. Sigur, vom analiza cu foarte mare atenție această ofertă și pentru noi. Este un produs nou, dincolo de aceasta, avantajul lui este că oferă mentenanță aici, loco, în România. Avem în analiză și la Ministerul de Interne și la Ministerul Apărării, acolo unde există nevoi de dotare pentru elicoptere cu pentru elicoptere de intervenție, elicoptere multirol, într-o fază ulterioară probabil și elicoptere militare. Analizăm și această ofertă și, cum spuneam la început, sper ca, așa cum Dacia Renault a dovedit competitivitate dincolo de partea inovantă a proiectului, a dovedit competitivitate pe piață, sperăm ca la fel acest produs să-și dovedească competitivitatea și, așa cum spunea și domnul director, să mergem împreună și să cucerim piața internațională, mai ales acea de intervenții umanitare, unde acest produs poate să fie foarte adaptat. Și aici cred că este un interes comun al Franței, al României, al Germaniei să promovăm împreună acest produs. Doresc să felicit pe toți cei care au participat la implementarea acestui proiect într-un timp foarte scurt. Încă nici n-a trecut un an de când Airbus a fost invitat să facă o investiție aici, dacă nu mă înșel, la sfârșitul anului trecut. Și iată, la mai puțin de un an, astăzi inaugurăm deja această întreprindere care, înțeleg, de anul viitor, de la începutul anului viitor, va putea începe să producă și să avem anul viitor, sper, primul elicopter ieșit pe această poartă. Doresc să mulțumesc domnului președinte pentru onoarea pe care ne-a făcut-o, pentru prezența aici. Și dincolo de toate proiectele pe care le-am discutat și astăzi, inclusiv legate de cooperarea economică, dar și de colaborarea dintre Franța și România la nivel european, avem aici astăzi o mostră și a cooperării economice bilaterale, dar și a parteneriatului franco-român la nivel european, cu foarte bune premize, inclusiv pentru ceea ce s-ar putea construi în viitorul apropiat, un parteneriat european pentru apărare, la care sper să putem contribui și noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République Française, domnule prim-ministru al României. Je dois demander à Monsieur Christian Cornille, exécutif vice-président industrie, et Monsieur Michalon Olivier, senior vice-président Europe d'Airbus Hélicoptère, de vous offrir cette maquette de l'H215H d'Owas Sout Shinchpe, par hasard aux couleurs de l'ONU, qui est le principal marché que nous visons. Merci pour votre confiance à la conquête de nouveaux marchés. Pentru cucerirea de noi piețe. Bienvenue, il va s'envoler au fond.